Bună seara! Bună seara, Ana, felicitări! Mulțumesc! Un meci cu multe emoții, dar în care ai reușit să revii în forță în ambele seturi. Spune-ne cum a fost. A fost un meci ca un roller coaster, așa l-aș numi, din toate punctele de vedere, și emoțional, dar și, și fizic, mental, tot. Dar sunt foarte bucuroasă că am reușit să-mi înving anumite stări și să accept faptul că nu este o zi extraordinară și să încerc să fac ce pot mai bine în această zi. Să fac 100% din ceea ce sunt eu astăzi. Și chiar mă bucur că am reușit. Întrebări? Salut, Ana, felicitări! Mulțumesc! În urma acestei victorii, ai urcat pe locul 60 în WTA, în clasamentul provizoriu. Ți-ai setat un obiectiv la începutul sezonului. În top cât ai vrea să termini anul? Sincer, de terminat anul e greu să nu îmi setez așa obiectivele, pentru că mi le fac pe perioada mai scurtă, pe 6 luni. În primul rând, mi-aș dori să reușesc să pot să fiu favorită la Roland Garros. Este de muncă până atunci, dar știu că dacă sunt consistentă și sunt determinată și sunt disciplinată cu ceea ce fac, pot să ating acest obiectiv. Următoarea adversară, Arancha Rus, ai 3 partide de jucat, de cu ea 3 victorii, 6 seturi consecutive câștigate. Te ajută chestia asta la mental să ai plusul ăsta în meciurile directe cu ea? Pe de o parte da, dar sincer îți spun că nu mă gândesc la acest lucru. Vreau să fac o paranteză la întrebarea precedentă. Așa cum nu mă gândesc că am 3 victorii în fața ei, la fel nu mă gândesc că acum am urcat nu știu câte locuri în clasament, pentru că acela vine în urma muncii pe care o depun în fiecare zi alături de oamenii cu care lucrez și în urma disciplinei pe care o am în fiecare zi și a dorinței de a fi mai bună pe zi ce trece. La fel și în acest meci care urmează, sunt lucruri pe care îmi doresc să le fac și să mă focusez pe ele și știu că dacă le fac bine și am o atitudine bună, am gânduri pozitive, controlez bine stările pe care le-am avut și astăzi, sunt normale până la urmă, știu că pot să înving, dar asta este pe ceea ce mă focusez. La 4-1 ce ți-ai spus pentru adversar în setul 2-lea? La 4-1 am lăsat deoparte gândurile, mi-am propus să nu mai gândesc prea mult, să nu mai gândesc la scor, să nu mai gândesc la rezultat, ci să mă bucur de joc în sine și am făcut un singur exercițiu mental pe care mi l-a dat doamna cu care lucrez eu pe psihologie sportivă, mi l-a dat să-l fac și lucrez la acest lucru de ceva timp, dar mă bucur că astăzi, din momentul în care l-am făcut, am reușit să mă focusez și să mă centrez foarte bine. Ultima întrebare. Ana, poți să spui ce sfaturi ți-a dat Horia Tecău? Am văzut că era acolo în colțul tău. Da, sunt lucruri pe care le-am stabilit împreună înainte de a începe meciul. Fie lucruri de tactică, în cazul în care eu nu aplicam acele lucruri, fie lucruri foarte pozitive, cuvinte pozitive și încurajări. Dar încercăm să ținem cât mai scurt acel dialog, ca eu să pot să procesez acele informații într-un timp atât de scurt, că totuși nu am atât timp la dispoziție între puncte. Acum, Horia Tecău este antrenorul tău? Că am văzut că v-ați antrenat împreună. Da, o să începem o colaborare împreună. Sunt câteva săptămâni de test, să le numim așa. El va merge și în America alături de Vasile Antonescu și de Fizio și pe lângă domnul Daniel Dobre va fi și el în echipa noastră. Super. Felicitări. Mulțumim. Cu ce sărbătoare?
Uite, l-am și primit deja, desertul. Am mâncat cele două marshmallows, cele două bezele care erau aici pe... Arăta foarte bine înainte să încep să... Dar chiar îmi doream să mă bucur de un desert. Nu fac asta chiar zi de zi, dar după o asemenea victorie am dreptul la o ciocolată caldă. Asta este foarte bună, chiar vă recomand. Ana, tu în sferturi astăzi aici, după ce în luna octombrie anului trecut ai fost tot în sferturi, mergi mai departe, Sorana la Abu Dhabi este și ea în sferturi, sperăm că mâine Jacqueline merge în sferturi. Un început bun pentru tenismenii din România în această lună octombrie. Februarie. Da, este, mă bucur mult că și Sorana a trecut mai departe, n-am știut, nu am uitat astăzi la niciun meci, la niciun rezultat, sincer, dar mă bucur să văd că suntem din ce în ce mai puternice și avem rezultate din ce în ce mai bune. Contează mult și pentru... Ok, Sorana nu face parte din echipa de Fed Cup, dar Jacqueline și Gabi, când o să-și revină, eu cred că putem fi o echipă puternică, o echipă bună de Fed Cup. Ce crezi că se va întâmpla la TAS? 3 zile, nu știu, procesul Simonei, sperăm să se reducă cu totul, să poată juca. Cu siguranță asta ne dorim cu toții. Nu avem unde să știm ce se întâmplă, dar eu îi țin pumnii Simonei și îi transmit gânduri cât mai bune și să iasă, da, normal, din partea tuturor, să iasă cât mai bine pentru ea. Ca și paranteză, meciul ei a fost mai greu astăzi pentru că audierile au început după ora 10 și s-au terminat când a început un meci. Da, nu... A fost o zi mai grea, probabil, pentru ea decât... Da, cu siguranță. Cu siguranță sunt momente dificile în viața ei, dar așa cum o știu eu pe Simona, este o fire puternică și a arătat asta de fiecare dată și chiar îmi doresc să fie bine pentru ea. Mulțumim frumos! Mersi!